să ne ridicăm cu toții, să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, la capitolul 26 și citim de la versetul 26 până la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, suntem împreună aici în casa lui Dumnezeu, sărbătorim, dacă vreți, acest măreț eveniment care a avut loc în urmă cu aproape 2000 de ani, când Domnul nostru Iisus Hristos era împreună cu ucenicii săi, stătea de vorbă cu ei, sărbătorea Paștele evreiesc și tot atunci instituia măreața lucrare pe care biserica, tot de aproape 2000 de ani, o are în sânul ei, așa cum au făcut de altfel și primii creștini, ei stăruiau în această lucrare numită Cina Domnului sau Frângerea Pâinii. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, aici ne sunt prezentate aceste lucrări care erau în sânul bisericii, lucrări în care ei perseverau, observați, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acestea erau lucrările la care Biserica Domnului, de la începuturile ei, vedeți, ea stăruia, persevera. Dacă bisericile din zilele noastre au anumite lucrări pe care le fac, anumite programe, dacă vreți tot felul de tradiții pe care dumneavoastră le auziți, datini, obiceiuri, acestea sunt lucruri pe care oamenii și le-au, dacă vreți, luat unii de la alții, s-au format anumite obiceiuri din acestea. Când întreb de unde sunt, mulți ridică din numeri, fie că e tradiți, fie că așa a fost din mostrămoși și câte alte lucruri. Însă adevărata biserică, ea trebuie să privească întotdeauna în cuvântul Scripturii. Toți cei care privesc în cuvântul Scripturii vor putea înțelege ce este scris. Apostolul Pavel, când scrie epistola către Corinteni, în capitolul 4 și în versetul 6, el spune acestor oameni, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Să nu treceți peste ce este scris. E foarte important să nu trecem peste ce e scris în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Predat așa și din când în când predau un curs de hermeneutică, de interpretare a Scripturii și întotdeauna subliniez aspectele acesteia celor care învață și care mai departe vor trebui să predice, să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să înveți biserica, aceste lucruri, că în biserică, în creștinism, putem spune, sunt trei surse de autoritate. Biblia, pentru unii se mai adaugă și tradiția, iar pentru alții se mai adaugă și rațiunea. Surse de autoritate. Unii, dacă îi întreb, spun numai din Biblie. Ce-i scris, e scris. Alții zic, nu. Mai preluăm învățătura orală care s-a dat de-a lungul anilor și lucrurile astea le avem de la cutare sau cutare. Iar sunt alții,
în teologia liberală, în mod deosebit, care au ca sursă de autoritate rațiunea, adică dacă mintea lor poate accepta acele lucruri, le primesc, dacă nu, nu, și așa mai departe. Și eu mai subliniez câteodată și spun că limba română sună cel mai bine. Mintea minte. Așa că fiecare alege ce vrea. Înțelegeți? Însă noi vrem să rămânem la ce este scris. Doamne ajută-ne! Ce facem noi la cina Domnului? E o întrebare și acesta va fi titlul scurtului mesaj. Ce facem noi la cina Domnului? Primul lucru, scumpii mei, privind în cuvântul lui Dumnezeu, este acesta. Primul răspuns, stăm la părtășie unii cu alții și cu Domnul Iisus. Stăm la părtășie cu Domnul Iisus. Pentru că observați, aici spune, pe când stăteau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor. Era părtășie, erau împreună. Discutau împreună. Spune cuvântul Scripturii că la un moment dat au și cântat împreună, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, spune în versetul 30, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor, observați, au și cântat, au lăudat numele lui Dumnezeu, au glorificat pe Cel care merită slavă. De aceea, vedeți, ori de câte ori noi ne adunăm într-un loc acesta, să știți că venim să avem părtășii unii cu alții. Aud pe unii, păi se transmite online. Pentru cine se transmite în mod deosebit? Pentru cei care nu pot, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care n-au posibilitatea să vină, pentru ei e. Că dacă toți ar gândi la fel și a fi online, aș predica și am predicat noi aici ca în pandemie, când mă uitam la scaune și mă uitau la câțiva aici că lăsau 8 și trebuia să predic și mă gândeam, greu e, Doamne, să predic la scaune. Mi-am adus aminte prima dată în viața mea, în urmă cu mulți ani, undeva până 2002, cred, trebuia să înregistrez un mesaj la păstorul cel bun și fratele m-a pus să predic și eu mă uitam la el, el filma și predic. Tare greu mi-a fost, credeți-mă. Trebuia să-mi imaginez un auditoriu în față și să le spun câte ceva. Dar când biserica înțelege că trebuie să se adune și ați văzut acolo ei stăreau în legătură frățească, însemnează că frații trebuie să dorească acest lucru, să stea împărtășii unii cu alții și cu Domnul Iisus. Noi credem că Domnul Iisus e prezent? Noi citim în Matei. Unde se vor aduna doi sau trei în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. De aceea, frații, trebuie și surorile să iubească părtășia unii cu alții și cu Domnul Iisus. Spunea Dorz într-o poezie de-a lui, chiar zilele astea, nu știu, m-am uitat așa, aveam scrise versurile astea, nu-i loc mai sfânt decât acela, să fii cu Domnul și cu ai săi. În rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oricum sunt ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Că unde-ți ei, e un colț de rai. Știi ce important e aspectul ăsta? Domnul să ne ajute. Să putem înțelege că atunci când suntem la cina Domnului, suntem împreună la părtășie cu Domnul Iisus, mărire Lui. Doi. Ce facem noi la cina Domnului? Comemorăm moartea lui Iisus, moartea Domnului Iisus. Ați observat, aici s-a vorbit astăzi și eu nu o să mai stau să dezvolt partea asta, s-a citit Psalmul 22 și aici, într-un mod atât de clar, am putut să vedem cuvântul profetic al lui David, care vorbea despre moartea Domnului Iisus, până și amănuntele acelea atât de clare că își vor împărți hainele între ei, pentru că mașa lui vor trage la sorți, că va fi străpuns și câte altele. Observați că Domnul Iisus spune aici că acest pahar este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Mai târziu, Pavel,
Când scrie epistola către Corinteni, el le explică într-un mod foarte clar în capitolul 11, arhicunoscutul text care ne spune într-un mod atât de clar în versetul 26, capitolul 11, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ce facem noi la cina Domnului? Comemorăm moartea Lui. Ne aducem aminte că acolo Domnul Iisus a plătit prețul pentru păcatele noastre, pentru vinovăția noastră. Când ne uităm la epistola apostolului Petru în capitolul 1, în versetul 18, citim că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert, de viețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului, fără cusur și fără prihană. Acesta e sângele lui Hristos. Și noi, când suntem la cină, comemorăm moartea Domnului Iisus. Mărit să fie El! Acolo, la Golgota, a fost câștigată mântuirea noastră. Iar noi suntem aici ca răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos. Și când suntem la cină, prin participarea noastră, comemorăm moartea Lui și avem recunoștință față de tot ce a făcut Iisus pentru noi, mărit să fie El în vecii vecilor. Și trei, ce facem noi la cină? Al treilea lucru este că privim la lucrarea, sau dacă vreți, la întâlnirea din împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus. Privim la întâlnirea din împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus. Uitați-vă ce spune aici. Vă spun că de acum încolo, versetul 19, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați-mă, acești ucenici stăteau acolo și puteau înțelege că va veni un moment când vor putea fi acolo cu Iisus în împărăția lui Dumnezeu. Într-o împrejurare, Iisus Hristos stătea de vorbă cu niște oameni și oamenii ăștia l-ascultau, erau un auditoriu în mod deosebit evreiesc, oameni cunoscători ai cuvântului lui Dumnezeu, oameni care așteptau în mod deosebit împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, sunt înregistrate aceste cuvinte și Iisus spune următoarele lucruri, începând cu versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți, lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov, pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Ei, la cina Domnului, privim spre momentul acesta, privim la întâlnirea aceea cu Domnul Iisus în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, cei care participă aici, cei care iau cină, cei care înțeleg importanța părtășiei, cei care înțeleg importanța comemorării morții Domnului Iisus, vor privi cu drag la momentul întâlnirii cu Iisus în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne tuturor să ajungem acolo. Amin.